Salut și bine ați revenit pe 10lainfo.com. Eu sunt Paul Sobeșan și în acest videoclip vom aplica noțiunile teoretice pe care le-am discutat în ultimul videoclip și anume în partea întâi a studiului structurilor de date neomogene. În acest videoclip vom începe să rezolvăm câteva probleme nu foarte dificile de pe informând că în următorul să rezolvăm probabil două probleme ceva mai dificile care necesită o mai mare atenție. Însă, pentru început, aș vrea să vedem câteva probleme foarte ușurele de aici. Am intrat și m-am uitat, deci există foarte multe variante pe care le avem și ce putem rezolva. Ideea este relativ simplă, vom avea de rezolvat câteva astfel de probleme cu ajutorul structurilor de date neomogene, adică cu ajutorul structurii. Și o primă problemă pe care vreau să rezolvăm și este de asemenea și foarte simpluță, se numește fracții max. Problema asta mai am rezolvată și eu din trecut și se dau patru numere naturale A, B, C, D, reprezintând fracțiile A, P, B și C, P, D, deci așa cea mai mare dintre cele două fracții și cred că o vor în formă ireductibilă, da, deci o voi afișa cea mai mare dintre cele două fracții în formă ireductibilă. Bun, un lucru foarte important pe care vreau să îl observăm este faptul că fracțiile aici nu sunt în formă ireductibilă și va trebui noi cumva să le facem să fie sub formă ireductibilă. Și acum, haideți să vedem cum am putea rezolva această problemă. Voi începe prin definirea noului tip de dată fracție, care va ține minte de fapt doi parametri, numitor și numărător. Probabil le vom da alt nume puțin mai sugestiv, dar în principiu cam asta este tipul de date de care avem nevoie. Și atunci aici o să dăm probabil un A și un B. Haideți să lăsăm A și B. Și aici jos ne vom declara fracție A și B. A și B mare, adică avem prima fracție și a doua fracție. Și ideea este relativ simplă. Cum le vom citi? Vom citi A mare punct A, A mare punct B, B mare punct A și B mare punct B. Poate că nu sunt cele mai bune nume, așa că stați în să le schimb puțin. Haideți să dăm aici F1 și F2. Fracție 1 și fracție 2. F2, da? Deci aici o să avem F1, F 1, F2 și F2. Perfect. F2, da. Și acum avem citite corect cele două fracții de care avem noi nevoie. Și primul lucru pe care va trebui să-l facem este să le aducem la formă ireductibilă pe ambele fracții ca să le putem compara. Cum putem aduce cele două fracții la formă ireductibilă? Ei bine, va trebui în primul rând să identificăm cel mai mare divizor comun al numitorului și al numărătorului ca să putem simplifica prin cel mai mare divizor comun. Atunci aici o să ne luăm un A mic egal cu F1.A, B mic egal cu F1.B, while D inter egal cu A modulo B. A egal cu B, asta este algoritmul Euclid, sper că toți dintre voi îl cunoașteți. Da? Și atunci acum F1.A slash egal A, F1.B slash egal B, pentru că în slash egal A, pentru că în valoarea lui A se ține cel mai mare divizor comun a celor două numere. Facem exact acest lucru și pentru fracția B. O să mai scriu o dată A egal cu F2.A, B egal cu F2.B, while B, de asemenea, inter egal cu A modulo B, A egal cu B și B egal cu R, de asemenea, algoritmul lui Euclid. Și exact ca și deasupra, vom face F2.A slash egal A, F2.B slash egal A. Da? Pentru că în A este ținut cel mai mare divizor comun a celor două numere. Bun, și acum ce avem de făcut? De fapt, va trebui să identificăm într-un anumit mod, ar trebui să aducem la numitor comun cele două fracții. Însă nu o să le aducem la un numitor comun, ci vom identifica doar acest numitor comun. Și nici măcar nu cred că îl vom identifica. De ce? Pentru că dacă avem două fracții ireductibile, o să vă desenez aici puțin câteva noțiuni teoretice de care avem nevoie acum. Pentru a identifica
care fracție dintre două este mai mare, adică avem A pe B și C pe D, da? De fapt, ce avem să facem? Amândouă fracțiile sunt aduse la numitor comun. Sunt aduse la formă ireductibilă. Și acum, ca să obținem care este mai mare, va trebui să comparăm A ori D cu C ori B, da? De ce? Pentru că așa s-ar aduce la numitor comun și știm că două fracții se compară aducându-le la numitor comun. Și atunci, dacă A ori D este mai mare decât C ori B, da? Înseamnă că prima fracție este mai mare. Și exact acest lucru îl vom face. If F1.A ori D. Cine e D? O să fie F2 ori punct B, da? Mai mare sau egal cu F1.B ori F2.A, da? Pentru că avem numărător numitor. Atunci o să afișăm, desigur, vreau să afișăm fracția mai mică sau fracția mai mare? Cea mai mare dintre cele două fracții date, cu A și B și C mai mari sau egal decât 1. Asta e un lucru la care trebuie să avem grijă, că la fracțiile negative ar trebui să luăm și alte lucruri în calcul. Bun, iau F1.A, spațiu, oba, spațiu, F1.B, da? Else, iau exact același lucru, o să iau cu copii, doar că va trebui să fie fracția a doua și nu fracția 1. Bun, cu speranța că ați înțeles ce am făcut aici, aș vrea să rulăm programul și să ne asigurăm că funcționează corect, așa cum ar și trebui să facă. Să luăm de aici datele, o să le punem în code block să vedem dacă ne dă un număr corespunzător și vedeți că 4 și 3 am obținut, lucru care chiar trebuia să-l obținem. Așa că, fără să mai ezităm, luăm soluția scrisă de noi acum și o postăm aici pe PB Info. Să vedem dacă luăm 100 de puncte cu ea și vedeți deja că, însumând scorurile, am luat deja 100 de puncte. Bun, haideți să trecem la o problemă puțin mai grea, impropriu spus, la alte probleme care să presupună implementarea cu ajutorul structurii. Cred că problema punctul o să vă las vouă pentru că pare destul de simplă. Se dau coordonate cartesiene a n puncte în plan, se determină distanța maximă dintre un punct dat și originea sistemului de coordonate și numărul de puncte existate la acea distanță față de origine. Aici vă veți lua exact struct punct de x, y. Distanța dintre două puncte în plan este destul de ușor de determinat cu ajutorul formulei lui Pitagora. Punctul față de care calculați distanța va fi 0, 0 și atunci aveți cele două catete și, desigur, ipotenuza o calculați cu ajutorul teoremei lui Pitagora. Și, desigur, trebuie pentru fiecare să țineți minte distanța, astfel încât să verificați și dacă există mai multe cu aceeași distanță față de origine. O problemă ușurică, o să sar peste ea și voi face următoarea problemă, care numește problema aniversării. Bun, haideți să vedem ce vrea problema aniversării. Se dau datele de naștere a n persoane numărate de la 1 la n în forma an-lună zi. Să se determine numărul de ordine a cele mai tinere și a cele mai în vârstă persoane de acele date. Și lucrul acesta este un lucru de asemenea foarte frumos și care merită atenția noastră. De ce? Pentru că va trebui să sortăm, după anumite criterii date de noi, acești ani, luni și zi. Și poate ați văzut și în ultimul videoclip că am scris un struct de forma an, lună, zi, se numea dată, exact așa o să facem și acum. Pur și simplu se citește an, lună, zi, an, lună și zi, perfect, și P și Q reprezentând numărul de ordine cele mai tinere și a cele mai în vârstă persoană. Da, dacă vrem să facem sortare, o să trebuiască să ținem minte și indicele inițial și o să facem exact acest lucru. O să ținem minte și indicele inițial pentru că mi se pare foarte interesant să sortăm. O altă soluție mai simplă ar fi pur și simplu să parcurgem și să identificăm maximul și minimul. Însă acest lucru nu este la fel de frumos și din punctul meu de vedere are o complexitate foarte... De fapt, nu are o complexitate mai mare, stați. Că m-am păcălit. Nu, se poate calcula desigur linear parcurgând toate structurile mele de date și să vedeți cum identifica maximul și minimul dintre de la o asemenea structură de dată. Și atunci cred că acest lucru o să-l facem, da? Deci nu sortăm. Uitați,
ce am spus de sortare, vom folosi un minim și un maxim și vă voi arăta cum identifică minimul și maximum pe o structură de date neomogene. Ok. Da. E o soluție mai bună asta. Deci și sortarea vreau să vă arăt. Eu aș fi vrut să vă arăt sortarea în această problemă, dar nu vă arăt sortarea, vă arăt sortarea într-o problemă ulterioară pe care o face. Sper să mai apuc să fac una care chiar să presupună sortare. Ok, o să avem struct dată de int an, lună și zi, da? Și aici o să trebuiască să îmi declar un vector dată a de 1001. Bun, încă avem maxim 1001 date, o să avem un n, numărul de date pe care le citim, e egal cu un mai mic sau egal decât n plus plus i, și citim, desigur, a de i. După ce am citit acest a de i, un lucru foarte... stați, nu, a de i.an, a de i.lună, a de i.zi, da? Să nu ne păcălim. După ce am citit datele acestei probleme, un lucru pe care îl avem de făcut ulterior este, de fapt, să verificăm care este minimul și care este maximul. Și cum facem acest lucru? O să avem dată minim și maxim. Da? Haideți să facem o chestie foarte inteligentă. Și anume să-i dăm atât, să presupunem că data minimă și data maximă corespund aceleași date și sunt, de fapt, datele din AD1. Ok? Fiind datele din AD1, îi vom da lui minim egal cu AD1, maxim egal cu AD1. Și dacă mă scuzați, o să-i dau un run să mă asigur că funcționează chestia asta și că nu e eroare de compilare. Pentru că v-am spus, am niște probleme cu compilatorul, dar funcționează. Atribuirea cu egal, teoretic merge, însă v-am spus, oricum, o să vă spun și de ce o să trec înapoi pe Windows de pe Mac, am câteva criterii, dar ideea este simplă că deocamdată nu mă mai chinui să îmi dau seama ce are compilatorul, că în cel mai scurt timp o să mă întorc pe Windows și o să lucrez pe Windows în continuare. Bun, deci merge atribuirea așa. Și după ce am făcut acest lucru, desigur, noi trebuie să returnăm indicele minim, int minim egal cu 1, int maxim egal cu 1. Și acum vom căuta în restul vectorului, de la poziția 2 încolo, vom căuta dacă găsim date care să fie mai mici decât minimul și mai mari decât maximul, desigur. Și acum haideți să vedem cum comparăm aceste date. Teoretic ar trebui și operatorul de comparare să fie implementat corect, dar stați să vedem care ar fi prioritatea, că da, eu vreau să sortez după an, după lună, după zi. Și atunci o să-l implementez de mână, da? Pentru că nu știu exact prioritatea pe care o are. Există o anumită prioritate, dar, de exemplu, la pair-urile implementate în setele, de fapt nu știu dacă sunt setele, ele sunt cumva la mijloc, dar sunt în setele, sunt considerate ca fiind seteleuri. Ele au o implementare astfel încât când le compar, compară prima dată pe punct first, el are prioritate și pe punct second ulterior. Aici nu sunt sigur dacă an, lună și zi au prioritate în această ordine, deci din acest punct de vedere nu cred că este ok să riscăm să le comparăm așa. O să încercăm și acest lucru desigur, dar mai bine le comparăm manual. Deci if minim.an mai mare decât adi.an, o să-i dăm swap, nu o să-i dăm swap, minim egal cu adi, da? Else if minim.an egal cu adi.an, dacă e același an, și minim punct lună mai mare decât ADI punct lună. Dacă se dăm din nou minim egal ADI, else if minim punct an egal cu ADI punct an punct an și minim punct lună egal cu ADI punct lună și minim punct zi mai mare decât adi punct zi,
Da, atunci din nou îi dăm minim egal cu ADI. De asemenea, la toate astea trebuie să ținem minte și IND minim egal cu I, IND maxim egal cu I și desigur și aici IND minim, tot minim și aici. Perfect. IND minim egal cu I. Bun, și după ce am făcut acest lucru, o să facem exact același lucru și pentru maxim, doar că vom schimba semnele, adică aici o să fie vorba de... Scrim prima dată semnele și după aceea o să schimb și denumirile. Aici o să numească maxim. Dar vedeți că nu e o problemă tocmai ușor. Era, din punctul meu de vedere, era mult mai ușor cu sortare, însă, ca și complexitate, asta este cea mai bună complexitate și întotdeauna trebuie să ne asigurăm că soluția implementată de noi este de o complexitate bună. I maxim. 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 Și maxim, și aici din nou maxim, maxim și, desigur, maxim. Bun. Și acum, de fapt, ce avem noi de afișat este, de fapt, i in d minim, un spațiu aici și in d maxim. Da? Asta este lucrul pe care noi trebuie să-l afișăm în urma identificării minimului. Așa se identifică minimul cu ajutorul unei structuri de date. Stați să vedem care e problema aici. Maxim. Unde am scris maxim? Nu este maxim, este doar maxim. Perfect, haideți să luăm datele de aici și să vedem cine este cel mai tânăr. 3 și 4 le-am afișat invers, trebuie să le inversez la poziția 4, mi-apare mie minimul. Asta că aici e ceva foarte interesant. Mi-afișează bine. Deci indicele... corect. Maxim. Un om este cu atât mai tânăr cu cât data este mai mare. Da, de aia avem. Noi aici le-am comparat cumva, am considerat că cel mai mare om e omul cu cea mai mare dată, dar de fapt nu este așa, ci invers, fix invers. De asta am afișat eu greșit acolo, pentru că cineva născut în 2015 nu este mai mare decât cineva născut în 1980 și ceva. Nu avem fișiere, nu sunt fișiere. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte. Și foarte scurt, o să vă arăt cum am fi făcut o sortare la această problemă, pentru că am zis că acest lucru este foarte important. De exemplu, vrem să sortăm crescător după dată. Da? Avem un set de date și vrem să sortăm crescător după aceste date. Și este ultimul lucru pe care îl facem în acest video. O să folosim metoda de inserție, nu metoda de sortare cunoscută în numele de metoda de sortare prin inserție, pe care o știți cu toții, da, cu J de la I plus 1, plus plus J. Și acum, un lucru foarte interesant pe care îl avem de făcut este să verificăm, să facem acele 3 if-uri pe care le-ați văzut și acolo. De ce? Pentru că când vrem noi să ne înlocuim pe ADI cu ADJ, în momentul în care ADI.an este mai mare decât ADJ.an, da? Și dacă ADI.an este mai mare decât ADJ.an. De fapt, nu, haideți să facem invers. Ba da, vrem o sortare crescătoare, dar anul mai mic să fie primul. Și atunci, desigur, asta ar fi ideea. Swap ADI cu ADJ. Da? Else if ADI.an egal cu ADJ.an și ADI.lună mai mare decât ADJ. Lună. Trebuie să fiți foarte atenți să sortați după fiecare criteriu, da? Pentru că întotdeauna există niște criterii care au prioritate și atunci trebuie să fiți foarte atenți să vă asigurați că respectați acele priorități, pentru că aici prioritatea este ADI.an, a doua prioritate este ADI.lună și a treia prioritate este
ziua în care ne aflăm, pentru că așa se sortează crescător corect niște date. ADJ.zi, da? Și atunci aici din nou îi dăm swap ADI cu ADJ. Și vrem să facem afișarea, să vedem dacă le-am făcut corect. Și pentru afișare, atenție, aici nu avem nevoie de acolade, pentru că este singura comandă. Și vă voi arăta cum facem această afișare. Aici o să punem endline, deși endline este foarte lent. Îl voi folosi acum pentru că este mai ușor de tastat. Cout adi.an, un spațiu, adi.lună, un spațiu, adi.zi, punct și virgulă, pentru că după aceea o să dea singur enter. Da? Și acum dacă așa exemplu pe care l-am avut și înainte, sper că nu mi-e codul aici, ba da, e codul, trebuie să mă duc să iau încă o dată exemplu, să vedem dacă sortează crescător corect după dată. Dacă am însă ar fi ultimul lucru pe care îl avem de verificat acum. Și așa v-am arătat și cum se face o sortare corectă crescătoare, da? Și vedeți că sunt sortate corect crescători. Era simplu, puteam să țin minte pe un alt câmp indice inițial. Și acum, desigur, afișam AD1.indice inițial și ADN.indice inițial, ca să nu mai facem tot acel if. Pentru că, clar, rezolvarea asta este mai scurtă, dar atenție, este mai proastă din punct de vedere al timpului de execuție. Și acest lucru nu este tocmai unul fericit. Cam asta a fost pentru acest videoclip. Eu am fost Paul Sumeșan de la digileinfo.com. Nu uitați să lăsați întrebările voastre în secțiunea de comentarii și cineva din echipa noastră va intra să vă răspundă la ele. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe, pentru că acest lucru ne ajută enorm să continuăm munca la acest proiect. Acestea fiind spuse, să aveți o zi minunată și spor la muncă!